Acum vom începe să fixăm părțile componente ale oului găinușă. În primul și în primul rând ne vom orienta și vom pune creasta. Creasta pe care deja noi am realizat-o, o vom fixa exact la mijloc. Vom prinde ca măsură mijlocul dintre două evantaie, în felul acesta. O vom fixa aici și vom prinde cu acid de siguranță, după care vom coase. Și vom fixa creasta cu acul și cu ața. Aceasta este partea finală, spunem. Așa, momentul în care voi coase va fi exact la mijloc. Și vom începe. Facem modul în care să puteți vedea și dumneavoastră, chiar dacă nu este marea mea specialitate, cusutul. Prima dată voi prinde totul de partea aceasta, voi coase fiecare ficiuruș. Partea cea mai migăloasă, dar încet încet vom reuși, vom ajunge la final. E nevoie de un pic de răbdare. Îi trage bine firul. Trece de partea a doua. Voi fixa și aici. Unicul disconfort este acesta pentru cusut lână, pentru că este foarte foarte gros și nu este bine ascuțit, dar în sfârșit o să reușim să facem lucrarea. Acul de siguranță. Prinde și această parte. Pentru a-i da stabilitate, voi intra cu firul din față în spate. Deci voi trage firul așa, firul acesta. Voi intra din nou aici în față.
același în felul acesta, iar creasta va fi stabilă. Aș fi putut foarte ușor să o lipesc, dar am vrut să o cos ca să vedeți și dumneavoastră. Acum voi încheia și această altă parte. Termină felul acesta de jur împrejur și voi închide. Răscunde firul undeva de o parte. Cum creasta are stabilitate, și vom tăia firul acum, îl vom scurta. Deci cu partea cu creasta am rezolvat-o. Acum vom continua să fixăm piciorușele. Uitați-vă, stă fix. Acesta. Vom fixa piciorușele. Prima le voi fixa eu. Așa. Este bine pe mijloc. După cum vedeți, primul picioruș eu deja l-am cusut, l-am fixat. L-am fixat aici pe partea inferioară, nu am intrat de desubt pentru că altfel nu va avea stabilitate. Iar acum voi fixa și voi coase și cel de-al doilea picioruș. Am fixat totul cu ace de siguranță, în felul acesta nu se deplasează. Face ultima cusătură aici. Cum voi scoate acele de siguranță să nu mă încurce și acum voi trece cu firul în spate și voi fixa fiecare picioruș de corpul găinușei. Sper să vedeți ceea ce lucrez. Voi intra un pic în fiecare picioruș și îl voi fixa. Voi trece la cel de-al doilea. Mereu cu firul de desubt, ascuns, să nu se vadă.
piciorul și l-am fixat. Acum îl voi fixa pe cel de-al doilea. Știu că este foarte mult de lucru la acest proiect, însă, cum vedeți, rezultatul final este, spun eu, destul de frumos. Și, drept să vă spun, pentru mine aceasta a fost o încercare, dacă sunt în stare să lucrez acest tutorial. Așa cum vă spuneam, nu mi-aparține. Eu am schimbat foarte, foarte puțin la el. L-am adaptat un pic în modul în care eu să-l pot lucra. Și oricum eu sunt mulțumită. Mulțumită și acum voi ascunde firul de desubt. Acest tutorial l-am tradus dintr-o limbă străină, din limba rusă, așa cum vă spuneam. Doamna care lucrează, bineînțeles, este o expertă. Eu nu sunt la aceeași înălțime cu ea, dar, așa cum v-am spus, a fost o sfidă cu mine însă, dacă sunt în stare să lucrez și eu, să realizez și eu același lucru. Acum voi scoate firul undeva de desubt și îl voi scurta. După cum vedeți, are stabilitate. Acum vom fixa ripioarele. Eu le voi fixa mai întâi, voi coase una și apoi vă voi arăta cum se coase și cea de-a doua. Am fixat în mod simetric aripioarele, aceasta am cusut-o, acum voi coase și cea de-a doua. După cum vedeți, am fixat-o cu ace de siguranță și voi începe să o cos. Așa cum vă spuneam, nu sunt o mare specialistă în cusut, însă voi încerca pe cât posibil să fac lucrul cum trebuie. Voi scoate acest ac de siguranță să nu mă încurce. Încet ne apropiem de sfârșitul lucrului. Sper foarte mult să vă placă. Sper foarte mult să apreciați un pic efortul și să lucrați și dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, eu amigurumi lucrez doar de când am grupul de Facebook. Pentru mine este o noutate.
Învăț de foarte multe ori împreună cu dumneavoastră anumite lucruri și de aceea, chiar dacă uneori fac ceva în mod greșit, vă rog să nu fiți foarte, foarte critice, pentru că toți învățăm, toți trebuie să ne specializăm, fiecare în domeniul lui, fiecare în ceea ce iubește cel mai mult. Eu iubesc foarte mult lucrul de mână, de aceea am și ajuns să fac și grupul și canalul de YouTube, doar că, așa cum vă spuneam, specialitatea mea de fapt era cu totul alta. Amigurumi pentru mine sunt noutăți, dar încerc să țin pasul cu dumneavoastră și încerc să vă ofer cât mai multe tutoriale care să vă încânte, care să vă placă, tutoriale pe care, așa cum am menționat foarte multe ori, eu le fac doar pentru acest canal de YouTube și pentru grupul de Facebook. Nu le promovez decât pe blogul meu personal și atât. Acum voi ascunde și acest fir aici dedesubt. După cum vedeți, am reușit să cos și aripioara. Acum vom verifica stabilitatea lucrării. Uitați-vă, aceasta este ceea ce am realizat până acum. Eu cred că se prezintă bine, spun eu. Acum voi lăsa la opinia dumneavoastră și vom continua să punem ofișorii. Și bineînțeles, vom avea nevoie de un mic cioc pe care să-l aplicăm aici. Acest cioculeț îl vom lucra chiar acum. Voi face cu culoarea portocalie, în cercul magic, 4 piciorușe scurte. Este un pic cam lung acest tutorial, însă, după cum vedeți, într-adevăr a fost mult de lucru, de aceea am și făcut aceste trei părți, pentru că în felul acesta va fi mai ușor și pentru dumneavoastră și pentru mine, bineînțeles. E plictisitor apoi să urmărești, voi da un pic de o parte să puteți vedea mâinile. Deci am făcut cele 4 piciorușe scurte în cercul magic. Acum voi lucra un picioruș scurt. Să reușesc să intru. Iar în următorul voi face o mulțire. Apoi din nou o mulțire.
acum vom continua lucrând două piciorușe scurte, avem un număr de 8, am obținut un număr de 6, 2, 4, 6 piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte. O mulțire. În patru ochiuri. 6-lea. Iar în ultimul vom face din nou o mulțire și vom ajunge la un număr de 8 piciorușe scurte. Nu am mai pus firul despărțitor pentru că mă descurc și așa. Acum dumneavoastră puteți să-l puneți. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Voi face o mulțire. Din nou voi lucra 3 piciorușe scurte și o mulțire. Voi obține un număr de 10 piciorușe scurte. Am obținut aceste 10 piciorușe scurte. Voi pune firul înăuntru și voi atașa cele două părți. Le voi uni între ele. Îl voi scurta ca să scurtez timpii. Vom uni între ele cele două părți. De aici, unul de aici, să vă mulțumim în felul acesta. Sper să vedeți ceea ce fac. Pentru că, așa cum vă spun întotdeauna, laptopul este undeva într-o parte și eu nu reușesc să văd exact dacă camera prinde bine. Acum voi face ultimul picioruș și voi închide. Să știți că am lucrat foarte mult la acest tutorial. De aceea l-am făcut și pe bucăți. Eu aș fi vrut foarte mult să-l... Uitați-vă, ciuculețul este gata. Lăsăm o bucată de fir mai lung și vom închide. Să reușesc să-l încarc duminică seara, așa după cum am programat. Sper să reușesc. Acum vom coase ciuculețul. După cum vedeți, am fixat ciuculețul exact pe mijloc, în aceeași direcție cu tortița și la jumătatea distanței dintre piciorușe. Acum voi coase. De nou va fi un pic mai dificil.
însă sper să reușesc. Deci este nevoie de multă, multă răbdare și pentru a coase. Și bineînțeles de experiență, eu apreciez foarte, foarte mult doamnele care fac tutoriale și doamnele care lucrează aceste minunate jucării. Amigurumi sunt jucării care au viață. Eu așa le consider, că au viață. Sunt foarte frumoase, sunt foarte, foarte frumoase. Este nevoie, bineînțeles, de foarte multă muncă, dar așa cum am spus întotdeauna, merită efortul în momentul în care ai terminat o astfel de jucărie și ai văzut că este atât de frumoasă, este atât de atrăgătoare. Cred că nu există o satisfacție mai mare. Și apreciez foarte, foarte mult doamnele care sunt specialiste în aceste jucării, pentru că, așa cum am spus întotdeauna și repet, este nevoie de foarte multă experiență, este nevoie de răbdare, de îndemânare și fiecare dintre noi suntem îndreptați într-o anumită direcție. Uitați-vă, am fixat și năsucul, ciuculețul de fapt, nu este năsuc, este un ciuculeț. Acum voi ascunde firul, voi ieși undeva într-o parte și îl voi scurta. Suntem pe direcția bună. Voi tăia firul. Iar acum ne rămâne doar să-i lipim ochișorii și jucăria noastră este gata. După cum vedeți, este stabilă. Da, este bine. Felul acesta. Așa cum v-am prezentat prima, voi pune ochișorii cu diametru de un centimetru și jumătate, ochișorii roșii, cu roșu, să fie în ton cu lucrarea noastră. Voi fixa ochișorii de o parte și de cealaltă a cioculețului. Un pic din lipiciul lichid și voi fixa primul aici, voi fixa apoi pe cel de-al doilea și îi voi pune câteva gene false, îi dăm o notă de eleganță, așa cum v-am prezentat la început.
aceste gene se lipesc, sunt autoadezive. Voi pune o jumătate, iar cealaltă jumătate o voi aplica la celălalt ochi. Prima jumătate aici, iar aici voi aplica cea de-a doua jumătate. Să știți că sunt emoționată, nu știu ce efect va avea asupra dumneavoastră această lucrare, nu știu modul în care veți reacționa, și întotdeauna când sunt aproape de finalul unei lucrări, sunt întotdeauna foarte emoționată. Acest chipuleț trebuie să stea așa, da? Și pentru a-i da un pic de chic, îi vom pune și o floricică într-o parte aici. Două floricele, nu doar una. De sunt aripioarele. Aceasta este găinușa noastră. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat. Sper foarte mult că veți lucra și dumneavoastră acest model, chiar dacă este un pic mai dificil. După cum vedeți, rezultatul este foarte frumos. De jur împrejur, mie cel puțin îmi place, sper să vă placă și dumneavoastră. După cum vedeți, are stabilitate, nu cade, nu îi se întâmplă nimic. Voi da un pic mai la distanță camera, să puteți vedea. După cum vedeți, aici este dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, vă rog să dați un like, dacă vă plac lucrările mele, să le distribuiți. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu alte tutoriale poate la fel de interesante. Asta las la atitudinea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Cine vede din întâmplare aceste tutoriale, îi place modul meu de a lucra, vă rog să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș. Orice like, orice comentariu mi-este de ajutor să duc mai departe acest canal de YouTube. Vă mulțumesc din nou pentru atenție. Și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial.